Toaleta publică de 2 miliarde de lei vechi de la parcul de marmură din centrul Zalăului a dispărut. Nu a fost furat, ci se pare că s-a stricat și a fost demontată. Am aflat de la purtătorul de cuvânt al primăriei Zalău că toaleta publică din piața 1 decembrie 1918, platoul de marmură, este defectă, motiv pentru care nu se mai regăsește în această locație. În momentul de față, în municipiu sunt 4 toalete publice, Parcul Municipal Central, Clădirea Transilvania, Parc Pădure Brădeț și la capela de la cimitirul municipal. Primăria municipiului Zalău are depus un proiect pentru finanțare din fonduri europene care cuprinde reabilitarea platoului de marmură Mobilitate Urbană Durabilă Zalău 2023, etapa a doua. Proiect în etapa de contractare. În cadrul acestui proiect vor fi realizate investiții în reabilitarea și modernizarea pieței Iuliu Maniu, piața 1 decembrie 1918, pietonizare strada Unirii, reabilitare DJ 191C, strada Tudor Vladimirescu, Porolisu, Bujorilor, Moigrad, cetății. Valoarea proiectului este de 8.371.310,15 euro, din care fonduri atrase 7.800.206,72 de euro. Lucrările vor începe imediat după semnarea contractului de finanțare și achiziția de lucrări.